aspect tot despre societatea noastră din prezent. Faptul că din nou euro a atins un prag istoric, din nou am bătut un record și nu e de bine, ci e de foarte rău. Ce înseamnă, noi românii cumpărăm mult în valută, ce înseamnă faptul că leul se depreciază, ne spune chiar acum Mădălina. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor. Este un subiect pe care ar trebui să-l urmărim cu toții cu foarte mare atenție, pentru că ne afectează pe toți și vom vedea imediat la ce mă refer. Alături de mine este Adi Mănunțiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Vom comenta împreună acest subiect. Înainte să explicăm modul în care ne afectează creșterea euro, cred că ar fi bine să spunem situația la momentul actual. Este un nivel istoric, nu? La cât a ajuns euro? 4,77? 4,776, cred că se apropie de 4,78, adică se apropie deja de 4,78. Eu cred că îl vom atinge în aceste zile. Și e posibil să vedem chiar acel 7 de după virgulă înlocuit cu un 8, adică un 4-8, poate chiar mai mult. Cred că avem prea mari așteptări, dat fiind background-ul economic al României de astăzi, care nu e neapărat rău, nu e îngrijorător, dar nu e nici atât de consolidat încât să poată susține un leu mult mai puternic. Cred că suntem așa un pic fățarnici noi cu noi înșine, așteptându-ne la un leu foarte puternic, și am făcut comparația cu echipa națională de fotbal. Bă, nu ai cum să ai așteptări. Atât se poate. E, cam atât se poate și în cazul leului. Imaginați-vă Banca Națională ca fiind antrenorul suprem, dar de data asta un antrenor extrem de talentat. Orice ar face Banca Națională, în teren, sunt tot aceiași jucători. În momentul în care nu-ți ies pasele și șutezi peste poartă, oricât de stăpân pe sine ar fi antrenorul, în cazul de față Banca Națională, există niște limite. Cam asta se întâmplă și cu leul. În anumite momente de criză, dar în care nu ne aflăm, în care presiunile asupra leului sunt atât de mari, Banca Națională poate apela la niște trucuri pe care antrenorii de fotbal nu le pot folosi. Și anume, îl mai aduc din când în când pe Messi, îl mai aduc pe Ronaldo, îl mai aduc pe Klinsmann pe vremuri, pentru cei care își mai aduc aminte de el, și aruncă în teren astfel încât să reechilibreze situația din timpul jocului. Lucrurile astea, în schimb, sunt foarte costisitoare, pentru că de fiecare dată când Banca Națională face eforturi pentru a ține leul la un nivel ceva mai acceptabil în percepția noastră față de euro, cheltuiește mulți bani. Scoate pentru a contrabalansa cererea de euro, scoate euro în piață, încercând să crească o nevoie de lei. Pentru că până la urmă e un joc, și o să vedem și cum ne afectează asta direct, e un joc între cerere și ofertă. E ca într-o cafenea. Făceam comparația asta cu o cafenea. Dacă e un singur chelner și cafeneaua e goală, te poți înțelege relativ ușor cu el. În momentul în care cafeneaua e plină, devii un pic iritat, ești dispus să-i fluturi bani, să-i dai mai mult, doar pentru a veni să te servească și să nu aștepți după alții la coadă, și lucrurile se complică tot mai mult pe măsură ce e tot mai mare nevoie de comenzi, adică pe măsură ce e tot mai aglomerată acea cafenea și chelnerul e unul singur. Trecerea în zona euro a reprezentat eliminarea chelnerului și prezentarea noastră la un ghișeu de împinge tava, unde ne punem noi singuri, fără să mai existe intermedierea chelnerului, acest risc. Sigur că și asta vine de asemenea cu niște probleme, pentru că dacă chelnerul poate să intermedieze și să mai echilibreze uneori situația, nu se întâmplă în cazul în care suntem la împinge tava, unde chiar suntem pe cont propriu. Deci cam asta e situația cu euro, dar sigur ne afectează foarte mult la cam tot ce ni se întâmplă în fiecare zi. Asta apropo de exemplul tău cu fotbalul, foarte bun. Dar situația în teren e un pic diferită, nu? Pentru că în teren suntem uneori și noi. Nu, noi suntem cei din tribune care ne uităm și cărora ne vin facturi. Exact. Pentru că ratele, chiar și atunci când creditul este în lei, sunt afectate și de evoluția cursului de schimb, pentru că băncile la rândul lor se împrumută foarte mult de pe piețele internaționale. Și piețele internaționale nu lucrează cu lei, lucrează cu euro sau cu dolari. Prin urmare, un euro mai puternic, un euro mai scump, afectează indirect. Nu mai vorbesc de cei care au ratele direct calculate, fie pe creditele propriu-zise, de nevoi personale sau imobiliare, nu mai vorbesc de cei care au leasing și așa mai departe. Deci aici impactul e direct, dar există un impact pe factura de utilități. Există prețuri de referință în energie care sunt luate din afară. Ne afectează după aia la tot ceea ce cumpărăm, la alimente. Unul la mână, sunt alimente de import, importuri, exact. Pe de-o parte, și da, apoi trebuie transportate. Prima descărcare e ca un joc de domino în care piesele încep să cadă succesiv. Primul element afectat este întotdeauna carburantul, prețul carburantului, prețul transportului. Asta scumpește felul în care ne transportăm de la A la B lucrurile pe care noi apoi le cumpărăm.
alimente, electrocasnice, electronice, orice, da? Până la urmă e afectat de transport într-un fel sau altul. Și cum spuneai și tu foarte, foarte corect, din păcate, și aici intervin limitele echipei noastre de fotbal, ca să păstrez ghilimelele în continuare, din păcate noi importăm foarte mult. Prin urmare, e foarte greu să nu fim afectați. E o situație în care aș spune cu o amară ironie, domnule, pentru moment atât s-a putut. Și situația economică are nevoie de un echilibru la nivel macro, trebuie să compensăm un pic cu investițiile și atunci poate că lucrurile se vor echilibra. Și exact ce ne doream înainte de sărbători, scumpiri. Care pot să continue, pentru că suntem într-un avânt consumerist care evident va avea un impact și asupra leului, trebuie să ne asumăm asta. Mulțumim foarte mult, Adi, pentru aceste informații. Răzvan, Dani, înapoi la voi. Mulțumim pentru explicații. O situație dubioasă, mai ales că vine decembrie. În decembrie oamenii cumpără, evident, produse care nu se fac în România. Toate sunt pe euro, deci înțelege orice. O să fie mai greu, cred că, la începutul anului viitor, pentru că în decembrie există o infuzie de euro în România. Nu uita de milioane de români ce lucrează afară și ce trimit bani, în special în perioada de Crăciun, dacă nu cumva vin ei cu toate familiile. Imediat după există deprecierea aia de care ne ferim de ani de zile. În instabilitate politică întotdeauna există o repercusiune pe piața monetară, știi asta foarte bine, și noi nu suntem foarte stabil politic dacă nu te-ai uitat la televizor în ultima lună. Nu știu, Răzane. Mă întreb dacă... cu benzina, cu carburantul, domne, crește prețul carburantului. Păi a crescut tot timpul și când euro a fost jos, adică nu văd care e problema. Mai stăm? Da. Mai stăm? Da. Eu sunt investitor în România, nu pot să plec, îmi pare rău, deci mai stăm. Nu poți să pleci că mai ai de dat niște taxe. Păi de-aia nu plec nicio. Că vine acum 25 și trebuie să plătesc. Pică după alegeri, nu mai plătim nimic. Da. Amnistie! Oricum, de luni o să fie fai de capul meu. Eu deja am ochit niște câini aici în spate, să nu-mi iei. O să alege cu covrigi în coadă. Ena. Am 3 câini aici și 2 pisici la restaurant în spate. Numai lapte și miere o să-mi aducă. Da. Lapte în țâță, drop de sare, în spinare, mălăie și în călcăie. Luni e 25, credeți-mă, o să fie ce o să fie, o să fie nebunie. Elena Ionescu a venit...